Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine se află domnul Ionuț Crețuleac, invitat special al emisiunii. Am mai discutat despre acest subiect, domnule Crețuleac, dar au apărut noutăți. DNA-ul anchetează sistemul cardului de sănătate. S-a implicat, se pare, doamna ministru. Așa sună din declarație. Doamna ministru a făcut atunci, din câte ultima dată când am discutat, s-a făcut chiar de către doamna ministru o sesizare la DNA. Da. În momentul ce au primit sesizarea, și dacă e de competență... Ea a fost întrebată de ce a făcut această sesizare și a răspuns. Citesc din domnia sa și vă las să continuați. Indolența și nepăsarea unora a adus la funcționarea proastă a acestui sistem. A fost incompetență și reavoință până la un punct. Pentru că nu există nicio explicație logică a comportamentului unora. Chiar atât de greu e să observi că un funcționar nu-și face datoria? Ai vorba de funcționar, un sistem întreg acolo, mă rog. Cei care administrează, poftim. Da, și cei care l-au desenat acel soft și... Cei care l-au cumpărat, până la urmă. Cei l-au cumpărat și, mă rog, care au fost condițiile că inginerul de sistem face ce îi spui, da? Sau, mă rog, softistul, da? Cel care construiește un software, îl face după indicațiile și recomandările beneficiarului. Păi, da. Dacă beneficiarul atâta sau... priceput, ăla a făcut ce au zis, probabil, dacă sistem. Ești și vulnerabil acum și pică din când ți-e lumea mai dragă, înseamnă că ne-am împușcat în picior exact când am plecat la luptă. Bun. Va plăti cineva pentru această treabă? Eu sper că da. Sperăm. Eu sper dar că da. Dar nu vorba de plătit aici, e vorba că nu știu dacă pe miile de pacienți care au avut greutăți, o perioadă atât de lungă îi încântă faptul că plătești cineva. Problema, într-un final, se pune că trebuie să rezolvi criza, situația, și să nu se mai întâmple. Sigur că, ulterior, dacă sunt și vinovat, să plătească cu funcția, cu libertatea, cu, știu eu, material, dacă e cazul. Dar... până atunci trebuie să rezolve problema. Și e simplu, și ca viitul ca ministrul sănătății, când ai în Casa Națională, e acolo. Spui că, doamne, fac sesizări pe la DNA să rezolvă. În primul rezolvă tu problema. Da. Ai corp de control? Bun, vine și ăla, face, că ăla controlează, da. Rezolvă problema, fă o celulă de criză. Ești manager, da? Găsește, ia-ți firma de care ți-a făcut sistemul, îi pui în priză 24 din 24, băieți, nu pleacă nimeni de aici până nu punem înapoi sistemul pe picioare. După aia vom vedea noi cine și cum e vinovat și unde s-a greșit. Dar până una alta dăm drumul la curent, că dacă stăm în întuneric, orbecăim toți. Nu e bine. Da. Expresia celebră, nu e bine. Da. Deci... asta cred că trebuie să facă. În situații de criză, dacă ne dăm demisia și sesizăm alte instituții, le putem sesiza, că trebuie sesizate, mai ales dacă sunt suspiciuni. Cu sistemul suspendat. Dar până atunci eu trebuie să rezolv o problemă. Am pacienți care stau la ușa cabinetelor medicale, nu pot să scoată o rețetă sau nu pot să-și primească un tratament, că, dragă doamne, sistemul făcut de nu știu ce firmă nu funcționează. Da. Domnule Crețuleac, ne apropiem de 10 august și între timp am aflat că șeful jandarmeriei, domnul Cătălin Ionuț Șindile, a fost schimbat din funcție, iată, un șir de demisie. Nu, a fost schimbat, n-a fost, deci, mă rog, i s-a încetat, era temporar. Temporar, bun. La comanda Dar cităm ce spune presa, că a fost schimbat din funcție, așa s-a preluat, sună mai bine. Da, ministrul interimar cel care a fost terne șeful, a schimbat pe șeful interimar al jandarmeriei. Așa era corect. Ar fi sunat corect. Din ce știu eu, motivul a fost că există pe numele dânsului un dosar. O plângere. Un dosar penal cu privire la evenimentele de atunci. Da. Pe vremea respectivă, dumneavoastră era adjunct. Da. Da. A, e o mișcare de... Rămân la părerea că atunci s-a procedat totalmente greșit. Și sper ca și în alte cazuri, că tot mai des în ultima vreme, din păcate, să nu se mai întâmple. Domnul Crețuleac, totuși am văzut evenimente de acest gen care s-au consumat în Germania, în Franța, cu celebrele veste galbene. Nu s-a auzit de demisii. Nu s-a
s-a auzit în presa. Adică am apelat la un amic care... De acord, dar vedeți dumneavoastră că trebuie să comparăm lucruri. Sigur că și în alte țări sunt situații de genul ăsta, de dezordine publică în care jandarmeria sau, mă rog, scutierii intră în forță, dar de regulă intră în forță când lucrurile degenerează suficient de mult, da? Și la noi, și la noi procedura spune că se acționează gradual și așa mai departe, și sigur că trebuie să faci tot posibilul, tot posibilul să nu ajungi la violență, da? Să folosești orice fel de metodă, iar jandarmeria are metode, vă spun din propria experiență că sunt metode și de descurajare și de alte tipuri de metode până a ajunge la baston. Ori, din ce am văzut pe 10 august la noi, nu a fost nici pe departe, au fost cetățeni care efectiv stăteau cu mâinile sus și erau loviți cu filmări, sunt, slavă Domnului, acolo a fost pur și simplu un măcel. Ori nu e în regulă să, să faci așa ceva. Sunt de acord, grupuri violente unde, și unde e pusă în joc siguranța publică sau ordinea publică, atunci da, intervii în forță și faci în așa fel încât să restabilești ordinea. Dar în, în tot tăvălugul ăsta să mai ieși și nevinovați de pe lângă și să iei la bastoane și la gaze și la astea, aici s-a greșit și din păcate s-a greșit fundamental, după părerea mea, s-a încălcat orice fel de... În condițiile acestea, eu de ce apelez la experiența dumneavoastră, că ați fost în calitate de subprefect aproape de aceste instituții și evident ați participat la tot felul de cursuri. Am avut și situații cu... La noi n-au fost de așa mare anvergură, proteste și așa mai departe. Dar niciodată n-am avut... Întrebarea aceasta. E corect să avem astfel de manifestații fără organizatori, fără o aprobare prealabilă? Adică... În general, legea spune că trebuie să am o organizare, da, trebuie să am o organizare și trebuie să obțin o autorizație și trebuie să declar un organizator și așa mai departe, da? Foarte rar se întâmplă lucrul ăsta, mai ales când sunt manifestații de astea ad hoc, vă dați seama. Gândiți-vă ce s-a întâmplat și atunci când a fost cu ordonanța, da? A fost, da. Da, pe o seară s-au mobilizat pe rețele de socializare și a ieșit atât de multe lume în stradă. Dar nu au fost violențe? Nu, n-au fost și cred că nici pe 10 august nu urmau să fie, dar vedeți dumneavoastră, mie nu mi-a plăcut nici atitudinea dinainte, că discutam de lucruri de acum un an, dar atitudinea dinainte de aia de intimidare din start, domnule, se anunță, toată presa știa să anunță mare protest al diasporei și al altora, mă rog, pe 10 august. Iar șefii jandarmerii cu o mină foarte gravă și așa încruntați, aveți grijă că vom folosi toate. Deci deja provoci, da? Prin genul ăsta de atitudine. Ori cred că lucrul, calea de urmat ar fi fost una mai pacifistă, mai ușor. Da, ok, vor să se adune, nicio problemă, dar să respecte legea, să facă, să dreagă, să nu se dedea la acte antisociale, să nu distrugă, să nu știu ce, să fie civilizați și așa mai departe. Noi asigurăm suportul, noi avem grijă să nu se întâmplă nici lor nimic, nici altora, nici protecția persoanelor și a bunurilor materiale, să nu se întâmple nimic. Și atunci eu cred că dacă atitudinea asta era de conciliere și de mai prietenească, nu așa de războinică, și lucrurile stăteau un pic altfel. Iar, nu știu, ați văzut desfășurarea, a fost așa, până în punctul în care au început bâlbele, că a fost ordine de intervenție, că n-a mai fost, că nu știu ce. Că... Au fost exagerări de ambele părți, acum, provocări de ambele părți, ca să... Probabil că da. Da, uite, ancheta încă e în curs și ia un an de zile și încă nu... Și atunci când vine... Sigur că e mai fresc, așa îmi spune și legea că trebuie să am un organizator. Dar în condițiile în care nu l-am... De mii de persoane, nu pot clar, să mă duc să sancționez 200.000 de persoane pe persoană fizică pe fiecare, că n-am nici capacitatea logistică să fac lucrul ăsta. Da? Mi-ar trebui 200.000 de agenți constatatori. E greu, e foarte greu. Dar ce trebuie să facă instituțiile, jandarmeria, armata de interior, da? Așa se cheamă ea. Da? Chiar n-am nevoie de dânsul, atunci o folosesc, mai ales la, au atribuții și pe ordine și ordine publică. Și... Încă o dată, trebuie să mă gândesc în așa fel încât să nu ajung la, de fapt, tot posibilul să nu ajung la violențe.
intervenția în forță trebuie să fie un ultim rezort când efectiv da, nu mai există altă cale. Da, la noi aici cred că s-a mers invers un pic. Da? Da, și sigur și liderii politici au dat, mai ales din zona PSD-ului, au dat semnale de astea că să vină, că îi așteptăm, că parcă da, îi așteptau parola după poartă. Da. Da. Inflamez cu genul ăsta de declarații, mai ales când era clar că demonstrația era împotriva partidului de guvernământ, da? Și a coaliției aflată la guvernare. Da. Domnule Cățurac, eu am propus un subiect legat de, spuneți-mi, rectificarea bugetară. Nu știu dacă ați mai verificat între timp, n-am apucat să vă trimit ultimele date. A apărut până la urmă proiectul rectificării bugetare. Mă rog, domnul Teodorovici, domnul ministru, a anunțat că va fi una pozitivă. Dacă nu ați reușit să vedeți, vă citesc câteva titluri din presa națională. S-a publicat, mă rog, proiectul rectificării bugetare. Teodorovici taie în carne vie. 11 ministere au pierdut bani. Așa. Au pierdut bani. Ministerele Educației Naționale, fondurilor europene, cercetării și inovării, agriculturii și dezvoltării rurale, pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, economiei, apelor, pădurilor și mediului, transporturilor. Da? La care se adaugă, mă rog, și secretarul general al guvernului. Dacă îmi permiteți, dacă numai lista ministerelor care le-ați citit dumneavoastră acum. Primele 3-4 șoc. Da, tind să crezi că guvernul te vea sărac și prost. Sărac și prost, da? Sărac. Adică nu luăm nici, tăiem de la fonduri europene, tăiem de la transporturi, tăiem de la Ministerul Afaceri și de la educație, da? După aia tăiem și de la educație. Adică asta te vrea guvernul. Te vrea sărac și prost, da? Să nu te dezvolți, să nu faci infrastructură, să nu investești în agricultură și în alte aspecte care, mă rog, țin de specificul economiei românești și, sigur, nici educația nu mai e importantă și atunci... Da, iar la educație, chiar la cheltuielile pentru personal... Bun, și dacă e pozitivă, unde sunt plusurile? Că... Păi, tocmai, dacă ne uităm peste cifre, mă rog, nebunim. Mă rog, nu le-am identificat, nu le-am scos. Ceea ce știu eu, că acest proiect n-are avizul Consiliului... Nu, urmează să fie aprobat. Dar serviciile au bani frumoși. Serviciile care? SRI, SPP și restul, care SIE. Așa, da. Acolo cred că am rezolvat. Acolo era problema? No, nu știu, eu nu spun. Doamne ferește, sunt instituții mai mult decât necesare. Nici nu vreau să mă gândesc cum ar fi fără cum ar fi, cum ar exista statul român fără el. Dar mă rog, nu am făcut eu bugetul, dar nici nu am încredere în capacitățile domnului Teodorovici. Asta vă spun așa sincer. Bun. Nu. Și încă... Și cu atât mai puțin ale guvernului din care faci parte. Vă mai supun atenție câteva chestiuni. Pe de altă parte, se răstoarnă cumva cornul abundenței către primari, către primării. Deci numai la PNDL se suplimentează cu 1500 de milioane lei. Așa. Se alocă și fonduri pentru echilibrarea bugetară. Ce spune acest lucru? Programul Național asta de Dezvoltare Locală, da? E bun că a dat primăriilor capacitatea să-și facă mici proiecte în comună pe fonduri naționale. Prost este cum a fost gândit el, că în semnătura fiecare, acordarea unui proiect stă în semnătura ministrului de resort, al ministrului dezvoltării, da? Ia că deja apare subiectivismul în chestia asta. Îi dau oricărui primar de care am nevoie de el, da? Și încerc să-l controlez prin acest robinet cu bănuți. Pe de o parte. Pe de altă parte, cred că nu știu dacă neapărat a fost bun, pentru că concurează foarte mult atragerea de fonduri europene. Vă dați seama că unui primar, indiferent de culoarea lui politică, e va fi mult mai ușor să ducă la Ministerul Dezvoltării să se ploconească acolo și să primească un PNDL, nu știu, că face bănci, că face alei, că face știu ce, sau că amenajează un parc sau o sală de sport sau, mă rog, orice ar fi. Nu știu dacă neapărat necesare, dar probabil că dacă pentru comunitatea respectivă sunt necesare, atunci ok.
Și e mult mai ușor să ploconească acolo, da? Și să promită politic știu eu ce. Și să primească proiecte, el primește banii, face cum face, drege acolo, îi cheltuiește, a rezolvat problema. Decât să se chinuie cu fonduri europene. Da? Și atunci vă dați seama că e descurajant pentru un primar, ăla care nu are acces probabil politic la acest program național de dezvoltare locală și rurală, să duce către fonduri europene, că acolo lucrurile sunt mai transparente și e o criteriu de competiție. Da? De poate mulți nici nu se duc din acest motiv spre fonduri europene. De ce? Și atunci ne plângem că nu atragem fonduri, știi? Și zicem, uite, bă, nu ne dau ăștia. Iar găsește cineva să plângă, da? Mm-hmm. Dăm vina pe Uniunea Europeană și pe nu știu care, că uite, nu ne dau fonduri și nu știu ce și-am trebuit. Noi să facem PNDL-ul și noi să dăm drumul la bani care, uite că astăzi tăiem de la Ministerul Economiei, de la Educație și de la nu știu unde. Transporturi, domnul Cățel. Transporturi, da. Și facem, ce se întâmplă? Eu nu spun că e rău acest program, însă felul cum a venit, te duci în perioada Basca, în care a venit, la București, da? nu e chiar bine localizat, pentru că ce se întâmplă? Noi acum avem nevoie de proiecte mari de infrastructură, nu de proiectele mici disparate, așa. Că da. Eu am făcut un săcușor cu bani, că nu e nici foarte mare, nici fondul ăla. Da. L-am făcut, l-am mărunțit așa și am împrăștiat pe aici, pe acolo. Ori lucrurile astea nu sunt rele pentru comunități, dar nu fac bine economiei pe ansamblu, pentru că nouă ne lipsește un lucru de importanță strategică. Căi de acces, căi de comunicație, autostrăzi, îmbunătățirea transportului pe cale ferată, reorganizarea căilor ferate, că acolo vedem, cresc bălăriile în fiecare gară. Lucrurile astea cred că sunt mai importante decât să-i dai primarului care te place sau îl placi tu pe el, da, să vopsească băncuțele în parc sau să mai facă nu știu ce pe aici, pe acolo, sau să mai asfalteze două străzi. Nu spun că nu trebuie și alea, trebuie și alea, dar trebuie făcut un pic de echilibru. Sau, măcar dacă facem PNDL-ul ăsta pentru locală, hai să văd guvernul că să chinuie să aducă fonduri europene pentru lucrări mari de infrastructură. Da. Nici vorbă de așa ceva. Inclusiv, am tot discutat, da? Că și fostul comisar deja acum european, Corina Crețu, a spus, doamne, m-am săturat să vă mai acopăr pe la Bruxelles și să vă spun că nu sunteți în stare, că sunteți de-ai mei și uite că nu se iau bani. Și toți mă zic, bă, de ce nu luați bani, de ce nu luați bani? Voi vreți parteneriat public-privat. Da, și după aia îl transformăm în bani publici. După aia, nu, promisiuni, vă spun. Da. Mi-aduc aminte, a fost un ministru Șova, că se mută cu cortul acolo, pe Comarnic Brașov, și că nu pleacă de acolo până nu termină. Promisiuni de astea, de ziceai că... Și la Suceava au făcut o grămadă de probleme. Da. A desenat drumul rapid, da. Ce să mai vorbim? Eu cred că nu suntem în stare, nu? Vă spun sincer. Și nici nu se vrea, într-un sau altul, pentru că probabil că... Mă rog, cei care sunt prin fruntea ministerilor, mai ales la transporturi, spun, doamne, da, mă apuc eu de proiectul ăsta, asta durează 5 ani, eu după 3 ani nu mai sunt ministru, las că îi dai eu omul de acolo din comună de la mine, face el două străduțe, când mă duc în comună acolo, mă ridică toți în brațe că ce am făcut. Dacă aici... Dacă la asta ne rezumăm, da, la acest mic orgoliu local sau bucuria de a face o picătură de speranță pe o stradă și neglijăm într-un final o țară, înseamnă că ne merităm soarta. Da. Asta, ăștia suntem, atâta putem. Până la următoarea pauză de publicitate, haideți să vedem două declarații făcute de Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Mugur Isărescu trage un semnal de alarmă. Avem un buget relativ tensionat. Bugetul general consolidat, spune domnia sa, a încheiat primul semestru din acest an cu un deficit în creștere la 1,94% din PIB, respectiv 19,96 miliarde lei, de la 1,4% din PIB după primele 5 luni. Ce spuneți? Și am mai spus, știți ce se întâmplă? Dar relativ tensionat. Misiunea multor guverne a fost încadrarea în deficitul ăsta de 3%. Da? Să nu avem deficit mai mare de 3%. Deficit înseamnă, indiferent cât e, că e 1, că e 2, că e 3, 4, deja 4 avem problemă cu comisia, că e peste 3.
deficitul ăsta trebuie finanțat. Da. Da? Trebuie să-l acu. Deficit înseamnă că am cheltuit mai mult decât am. Da? Da. Într-un final. Pe hârtie mi-apare. Dar eu trebuie să-l acopăr. Cum îl acopăr? Împrumutându-mă. Da? Uh-huh. Mă împrumut. Ok, mă împrumut. În condițiile în care eu am creștere economică declarată și ea că a fost câțiva ani la rând. Sigur, bazată pe consum, e drept și asta, nu e sustenabil în timp. Dar totuși am avut o creștere economică. Deci nu, veniturile la buget au crescut ușurel. Da? Eu, stând în continuare în deficit, înseamnă că îmi cresc cheltuielile nejustificat de mult. Și mi le țin pe un trend crescător, gândindu-mă că eu trebuie să stau în deficitul ăla de 3%. Doamne, stau în deficit când am o situație pe care o acopăr în anii care urmează. Da. Fac un împrumut mare sau știu, fac o cheltuială masivă într-un sector cum ar fi infrastructura rutier, dau exemplu. Da. Da? Da. Și atunci mă gândesc că peste câțiva ani această investiție se va returna, îmi vor veni banii pe, pe creștere economică, pe transporturi, pe taxe și orice altceva. Da? Și îmi voi acoperi această investiție închizând acel deficit care l-am făcut în anul respectiv, acea investiție. Dar dacă eu merg an de an cu 3% sau până în 3% deficit, înseamnă că eu an de an mă împrumut, într-un final să fac ce? Pentru că noi acum, cheltuielile, cel puțin în zona publică, cheltuielile cu personal au crescut foarte mult. Da. Da? Cheltuieli cu bunuri și servicii la fel. Deci nu avem un orizont așa în care, doamne, ok, încheiem. Hai să văd și eu că în creștere economică termin pe plus anul. Da? Îți rămân un excedent, nu un deficit. Îți rămân cât de mic e el. Ca următorul an să-l măresc un pic acest excedent, iar acest excedent să-l folosesc la plata datoriei externe, pentru că noi acumulăm datorii externe. Sigur, per total PIB, datoria noastră externă nu e mare în comparație cu alte state. Alte state din vest, mă refer. Da? Nu e mare ca și procent, însă acele state au posibilitatea să plătească. La noi e mai greu. Iar dacă noi ușor tot adunăm la datoria publică, întrebarea este, ok, dacă și când ești în creștere economică nu reduci din datorie, păi în criză ce faci? Da. Încă o declarație a domniei sale, un minut până la pauză de publicitate. Isărescu cere guvernului, iată, urma prudență, avem război comercial și război valutar. Suntem cu arma la picior. Oh. El spune că, da, la nivel european și global, situația, că domnia s-a spus că, deși pare că situația este stabilă, la nivel european și global lucrurile se pot modifica foarte ușor, având în vedere că lumea se află în plin război comercial și valutar. Păi, domnul, văd că e foarte ponderat, așa, și mă rog, cu privire la guvern, după aia cu arma la picior, nu știu ce vrea să zic. Tulburător chiar. Mai ales când e vorba de o bancă, stai cu arma la picior, ce dracu. Mă rog, el a fost foarte vehement și dânsul, vă văd că așa, în funcție de cum bate vântul, că... Până și-a renuit mandatul. Înainte de renuirea mandatului existau foarte multe voci din interiorul coaliției de guvernare care ar fi cerut schimbarea și nu știu ce și nu știu cum, atacuri la Banca Națională, răspunsurile au fost tot așa dure față de guvern. Stați un pic, că minunile cu bugetele astea elucubrante nu au început de ieri de azi. Sunt câțiva ani de zile, de când, de prin 2012 încoace tot s-a făcut așa. E drept că atunci încă nu, mă rog, dar nici aveam miniștri care nu știau ce e AMTO, nu? Da. Dar de ce să duce guvernatorul în presă și să spună lucrurile astea? De la guvern, de la Ministerul de Finanțe. Du-te, discută dacă ai îngrijorări de genul ăsta. Du-te și spui în presă. Ok, bine, și opinia publică trebuie informată, nu spun nu. Dar recomandă prudență. Mă rog, din punct de vedere al finanțelor publice, acum, vă spun, general valabil, un guvern trebuie să fie responsabil, să fie prudent, să fie, mă rog, e de bun simț, urmă, atent cu finanțele publice. Că e normal, e de bun simț la urmă. Adică, nu știu, e așa o declarație, nu știu ce să zic din ea. Pe de o parte, pe de altă parte, într-adevăr, ce este îngrijorător este deficitul de cont curent, cum spuneam. Deci noi acumulăm la datorie. Da. Da? Tot acumulăm și nu știu cine o plătește.
Da? Și ne trezim, tot împrumutăm bani de pe piața, mai ales de pe piața internațională, cu miliardele deja de acum. Da? Da. Vă aduc aminte că în 2009, în plină criză economică, da, s-a contractat acel împrumut de la Banca Mondială de 20 de miliarde, din care marea parte, undeva vreo 14 miliarde, 15, nu mai știu exact, a mers la Banca Națională pentru susținerea monedei și pentru întărirea bonității pe piața internațională, să spun așa. Da, foarte puține au fost a mers la guvern pentru acoperirea unor cheltuieli. Și guvernul, în final, și guvernul Bogdan și celelalte după el au returnat împrumutul. Nu s-a făcut atât caz. De unde s-a dus miliarde, nu știu ce s-a întâmplat cu el așa mai departe. Acum am împrumutat 2 miliarde în ianuarie, 3 miliarde acum în vară. A, nu, e așa, știi, parcă... Da. Parcă nu trebuie să returnăm. Simplu. Bani care am împrumutat, ok, am luat 3 miliarde acum, ultimul împrumut a fost de 3 miliarde de euro. Da. Vreau să știu și eu. A venit ministrul de finanțe, doamne, am împrumutat 3 miliarde, da, și facem autostrada Comarnic-Brașov. Dar o facem într-un an zile, o facem la foc automat. Dar nimic. Nu, am împrumutat 3 miliarde. Ce faceți cu ei? Aia, treaba noastră ce facem cu ei. De ce vă interesați, nu? Da. Da. Deci aia spun că împrumutăm, eu sunt de acord, împrumutul, creditul e motorul economiei. Dar investește în ceva în care să-ți revină. Dacă împrumuți bani să-i arunci pe piață numai în consum, ne trezim și mai ales în condițiile în care ai un deficit de balanță comercială, mai importi mai mult decât exporți, da? Consumul ăsta va accentua acest deficit. Deci vom importa și mai mult de acum înainte. Da? Da. Haideți să luăm încă o pauză de publicitate. Revenim imediat.